Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță prelungirea apelului de proiecte pentru crearea unei rețele de 150 de centre de zi pentru copii expuși riscului de a fi separați de familie. Astfel, primăriile, consiliile județene și organizațiile non-guvernamentale au posibilitatea de a depune până pe 1 martie proiecte pentru înființarea unor centre de zi destinate copiilor proveniți din familii vulnerabile. Termenul estimativ pentru finalizarea etapei de evaluare este 1 aprilie 2024, iar termenul estimativ pentru finalizarea etapei de contractare este 15 aprilie. Solicitanții eligibili sunt furnizorii publici de servicii sociale acreditați în condițiile legii, care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. Aceștia pot depune proiecte individual sau în parteneriat cu furnizori privați de servicii sociale acreditați din toate regiunile țării. Prin aceste investiții se pot realiza 3 categorii de servicii sociale, precum centre de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți, centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități și centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii. A transmis Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 330.000 de euro fără TVA. Ghidul specific al apelului de proiecte a fost revizuit și aprobat și este publicat pe pagina de internet a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse la adresa www.proiecte.nrr.gov.ro.